Bună, Mateo, cu ce gând pe la noi? Cu gânduri pașnice, sincer să fiu. Chiar dacă masa asta te împinge numai la rele, dar cu gânduri pașnice. Cum poker? De ce poker? Deoarece e o tradiție de familie. Bunicii mei au jucat poker, părinții lor au jucat poker, e o treabă de asta. Nu pot să zic că și eu am jucat foarte mult poker la viața mea, dar... Flic a luat pachetul. Ce faci dacă iei pachetul și vii în Vegas? Și câștigi și premiul din Vegas. Măi, pe cuvânt că sunt pe Flic și dau lui pachetul meu să aibă el mai multe șanse. Eu am... Voi artiștii? Noi artiștii, da, noi artiștii suntem închegați, plus că la mine vine fata. Acum nu pot să plec în Vegas să mă joc în timp ce vine fata, n-am cum. În Vegas se pleacă în iunie, poate vine și cu fata. Da, da. Și cu ocazia asta o și cer pe Elena de nevastă acolo, că merge imediat la Las Vegas, da, cred că atunci îl sun pe Flic, îi zic să-mi dea el pachetul. Și să-ți fac o poezie pentru cere. Ce planuri ai pentru anul 2020? Să-mi cresc fata, să o văd mare și frumoasă, să... Până acum aveam un răspuns pregătit pentru anul 2020, acum suntem atât de entuziasmați că mai sunt două săptămâni și ne vine copilul și o să... Abia o așteptăm să vedem că e sănătoasă, că e tot ok și toate gândurile ne sunt îndreptate acolo. Nu știu exact acum pe plan... Eu m-am pregătit deja de anul trecut cu toate piesele, cu planul de lansări, cu... discuțiile de videoclipuri, scenariile, tot că știam că o să vină fetița noastră, dar acum nu știu ce o să fac, când o să-l pun în aplicare. Vorbim după ce vine. Mai facem o de-asta aici. Perfect. Noi îți urăm succes. Vorbim după emisiune. Eu țin pumnii să câștigi Road to Las Vegas, să vii cu noi în Vegas împreună cu Elena. Toate gândurile noastre asupra copilului, să fie sănătos și, de ce nu, o melodie cu Vegas, cu naștere, cu o cerere. Îmi dați niște chipsuri de-astea, cadou de botez? Da, okay. Cu ele veniu. De ăsta, baby shower. Da.